Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. În 1989 a fost martorul prăbușirii regimurilor comuniste din Europa Centrală și Vest. Principala cauză a prăbușirii acestor regimuri a fost reprezentată de eșecul politicilor economice. Acestea nereușind să asigure un standard de viață locuitorilor, precum cel din Occident. Printre aceste nemulțumiri se numără industrializarea inadaptată cerințelor de sfârșitul secolului 20 și lipsa bunurilor, acestea fiind principalele nemulțumiri ale populației. Puterea în Uniunea Sovietică lui Mihail Gorbaciov în anul 1985 a marcat o schimbare radicală a politicilor relațiilor internaționale. Acesta a fost conștient că nu poate să financeze cursa înarmărilor cu Statele Unite ale Americii. Prin urmare, liderul sovietic Gorbaciov a normalizat relațiile dintre cele două state, punând astfel capăt războiului rece. În același timp, liderul sovietic Mihail Gorbaciov a lansat la nivelul Uniunii Sovietice un ambițios program de reforme. Acestea fiind perestroica, o restructurare a sistemului economic, și glasnost, făcând referire la o anumită transparență a corupției la nivelul statului și al partidului. Comuniștii au început să cadă odată cu luna mai anului 1989, prima dată fiind Polonia, urmată de Ungaria, Austria, Republica Democrată Germană, Cehoslovacia și Bulgaria. Cazul Germania a fost unul aparte. Aceasta a fost împărțită în două state distincte după al doilea război mondial. Respectiv, Republica Federală Germană, RFG-ul, Germania de Vest, mai apropiată de valorile Occidentului, și Republica Democrată Germană. Aceasta a fost mai apropiată de valorile Uniunii Sovietice și a blocului comunist. Berlinul a fost împărțit și el, de asemenea, în două districte, Berlinul de Est și Berlinul de Vest. Acestea au fost separate de un zid de beton, zidul Berlinului. Terea lui a avut loc la 9 noiembrie 1989, punând capăt astfel împărțirii Germaniei, respectiv a Europei, în cele două blocuri de putere ale războiului rece. Germania a fost ultima țară europeană în care regimul comunist s-a prăbușit. În comparație cu celelalte state, la noi a fost o revoluție sângeroasă, începută la Timișoara. Iar în celelalte state s-a folosit calea negocierilor, fiind considerate revoluții de catifea. România în 1989. De ce în România a rezistat mai mult comunismul decât în celelalte state? În 1989, România a rămas printre ultimele redute ale comunismului în Europa. Deși momentele de contestare ale regimului s-au intensificat la sfârșitul anilor 70, prin greva minerilor din Valea Jiului în anul 1977 sau prin protestele deschise de la Brașov în 15 noiembrie 1987, ele au fost rapid reprimate de către Poliția Secretă Română. Securitatea a jucat un rol foarte important în puterea și longevitatea comunismului în România. A reușit chiar și neutralizarea celor 6 disidenți români, printre care se numără Paul Goma și Doina Cornel. În acest context, trebuie remarcat faptul că în România anilor 1980 nu a existat o formă, o organizație împotriva regimului comunist, cu o înclinație spre un regim democratic. În zilele de 16 și 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentințe judecătorești legale, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente, trecând la atacarea unor instituții de stat. Cum a început Revoluția Anticomunistă din România? Scânteia Revoluției Anticomuniste din România a început la Timișoara și a fost strâns legată de susținerea pastorului Bisericii Reformate Maghiare din Transilvania, Laszlo Tokes. Deoarece acesta s-a implicat în mai multe proteste anticomuniste, Nicolae Ceaușescu a cerut deportarea sa din Timișoara. Însă comunitatea s-a revoltat împotriva acestei decizii și a împiedicat autoritățile să le evacueze din parohie la data de 15 decembrie 1989. În acea zi au avut loc primele proteste la Timișoara. Demonstrația au început să cânte Deșteaptă-te române și să adreseze lozinci la adresa regimului și a lui Nicolae Ceaușescu, vandalizând sediul partidului. Intervenția forțelor de ordine nu i-a împiedicat pe manifestanți să-și reia protestele în data de 16 decembrie, atunci când Ion Monoran
a oprit tramvaiul în fața bisericii din Timișoara și a strigat pentru prima dată libertate. În data de 17 decembrie, protestatarii intră în Comitetul Județean al Partidului Comunist Român și distrug stema comunistă. Nicolae Ceaușescu ordonă forțelor armate să tragă în toți oamenii ce nu se supun regulilor partidului. În acea zi, fiind folosită pentru prima dată muniție de război de către armată. Anticomuniste din Cluj, Napoca, au început la 21 decembrie 1989, acestea având loc în semn de sprijin față de cele petrecute la Timișoara. Primul loc din oraș unde s-a manifestat împotriva regimului comunist a fost Piața Libertății, astăzi Piața Unirii. Manifestările începând cu ora 12. Din clădirea aflată în Piața Libertății, care avea la parter librăria Universității, s-a strigat de 3-4 ori victorie de către Valentin Tascu. Câțiva dintre cei aflați în piață, printre care și Călin Nemeș, au încercat să oprească trecători, în speranța organizării unei demonstrații împotriva regimului comunist. Pentru că nu au reușit acest lucru, aceștia s-au decis să se reîntoarcă în jurul orei 15, împreună cu prieteni și rude pentru a finaliza intenția. Grupul de revoluționari s-a întâlnit în jurul orei 14:45 în fața clădirii sediului Băncii Naționale a României. Aceștia au început să cânte Deșteaptă Române și Hora Unirii. La ora 15:20, în încercarea de a stopa circulația, Călin Nemeș și-a oprit un motorist, Dacia 1100, urcându-se pe capota mașinii. În momentul acela, el a ținut primul discurs anticomunist, făcând referire la cele petrecute în Timișoara. Din mulțime s-au auzit strigăte precum jos dictatura, Timișoara și libertate. Pentru dispersarea revoluționarilor, autoritățile locale au trimis trupe la armate române. Colonelul Burtea Valeriu a ținut să adauge: împușcați că nu sunt oameni. Iar în acel moment, Călin Nemeș a răspuns: trageți, am o singură inimă. Autoritățile militare au ocupat intersecția, iar capitanul Dando a cerut militarilor să-și încarce armă, zgomotul metalic alertându-i pe cei din piață. Oamenii au rostit îndemnul către militari de a nu folosi armă, precum: noi suntem poporul, pe cine apărați? Imediat, 7-8 civili, printre care Călin Nemeș, Lucian Mati și Lea Daniel, s-au apropiat de militari, ridicându-și hainele, oferindu-le acestora pieptul gol. În Piața Libertății, la 21 decembrie 1989, între orele 15:45 și 15:55, au fost rănite 28 de persoane, iar alte 13 au fost ucise. Cel de-al doilea punct fierbinte al Revoluției din decembrie 1989, din Cluj-Napoca, a fost Hotel Astoria, azi Camera de Comerț și Industrie Cluj, Cofetăria Urania și Restaurant Metropol. Aflăm de la posturile de radio străine despre evenimentele sângeroase din Timișoara din 17 decembrie 1989, muncitorii clujeni au decis și ei să facă o demonstrație pentru a evita izolarea protestatarilor din vestul țării. Cu atât mai mult, în dimineața zilei de 21 decembrie, muncitorii clujeni erau obligați să participe la întâlniri și ședințe, în timpul cărora huliganii din Timișoara erau condamnați. Prin urmare, mai mulți muncitori de la Combinatul de Utilaj Greu Cluj au pornit în marș spre centrul orașului. Acestora li se alătură și cei de la fabrica de oxigen, care au dat tonul scandării de sloganul: Timișoara, azi în Timișoara, mâine în toată țara. Grupul de demonstranți, aproximativ 1000 de persoane, a ajuns fără prea multe probleme în zona gării. Iar de aici au început să scandeze: Timișoara, jos dictatorul, jos Ceaușescu, fără violență! Pe podul peste râul Someș, protestatarii au fost intimidați de un baraj alcătuit din militari, conduși de capitanul Dicu Ilie. Ei au încercat să spargă barajul militar și, pentru că au ignorat focurile de avertisment, capitanul Dicu Ilie a decis să se deschidă focul împotriva lor. În intervalul 16:30-17, 3 civili și-au pierdut viața, iar alți 10 au fost răniți prin împușcare. Loc
locuitorii din cartierul Mănășturi s-au imobilizat în data de 21 decembrie 1989 și au format trei coloane în frunte cu două camioane care au coborât până la fabrica de bere. Acolo au fost opriți de către Mica Ganizoana Florești, coordonată de mareșalul Burtea și de mareșalul Cocan, cel care a ordonat să deschidă focul împotriva civililor. În zona fabrica de bere de pe Calea Moților au fost înregistrați 9 decedați și alte 13 persoane au fost rănite grav în urma focurilor de armă executate în acea seară. Ultimul loc de desfășurare a evenimentelor din 89 a fost Piața Mărăști. În această zonă, garnizoana Someșeni avea obligația de a reprima protestele anticomuniste. În jurul orei 5, în această zonă a orașului Cluj-Napoca, dispozitivele militare au fost întâmpinate de către protestatari cu expresii jignitoare, deoarece aceștia aflaseră de implicarea armatei în evenimentele sângeroase ce au avut loc în Piața Libertății și Hotel Astoria. De asemenea, comunitatea revoltată a început să arunce de la balcoane cu diferite obiecte către camioanele militare. Pentru reprimarea acestor evenimente s-a recurs la focuri de avertizare verticală, care însă au rănit o persoană aflată la balconul apartamentului său. Evenimentele de la Piața Mărăști au degenerat atunci când clujeanul Rusu Ioan a fost împușcat mortal la ora 9, deoarece a încercat să se apropie de barajul militar. Alte două persoane au fost rănite, iar 36 de civili au fost reținuți și interogați pentru că au tulburat liniștea publică. 21.12.1989, ora 15.40. Printre cele mai importante documente ale Revoluției sunt fotografiile realizate de profesorul Răzvan Rota în Piața Libertății, astăzi Piața Unirii. Cele 21 de imagini s-au dovedit a fi unele din cele mai dramatice mărturii ale Revoluției de la Cluj-Napoca. Răzvan Rota era asistent universitar la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca și în același timp fotograf amator. Se afla în Piața Libertății împreună cu soția sa în căutarea fiicei sale de 22 de ani care ieșise afară să facă revoluție. Un alt moment de cumpănă a fost eliberarea luptătoarei anticomuniste Doina Cornea. Aceasta se afla în arest la domiciliu. În data de 21 decembrie 1989, securiștii care se aflau de pază au fugit din cauza revoluționarilor. Doina Cornea a pornit către Piața Avram Iancu, unde a cerut formarea unui comitet al reconstrucției naționale, fiind aleasă președinta structurii. În data de 22 decembrie 1989, dictatorul Nicolae Ceaușescu a fugit, revoluția având un triumf în întreaga țară. Doina Cornea fiind aleasă în conducerea națională a României. O să o vedeți pe doamna Cornea la televizor în cursul acestei serii.